Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Consilier Cultural al Episcopiei Sălajului, Preacucernice Părinte Duhovnic, Preacuvioase Părinte Duhovnic, Preacucernici Părinți împreună slujitor, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, iubiți credincioși, pentru cei care ați fost prezenți an de-a rândul la toate slujbele care s-au oficiat în această Sfântă Mănăstire, în seara de ajuns și în ziua praznicului adormirii Maicii Domnului, ați putut observa că preoții care au ținut fie seara, fie în ziua praznicului predica de font, au încercat să vă spună mai multe lucruri despre Maica Domnului. Și ați văzut că v-au vorbit cu timp și fără timp despre cea care s-a împrednicit să fie Maica lui Dumnezeu. Eu sunt ferm convins că nu voi găsi niciodată cuvintele potrivite prin care să o elogiez pe Maica lui Dumnezeu, prin care să arăt măreția Maicii lui Dumnezeu și prin care să arăt importanța acesteia pentru viața creștină și pentru cultul nostru ortodox. M-am gândit asupra subiectului pe care vreau să-l dezvolt în seara aceasta, pentru că este un subiect sensibil. Un subiect la care ne raportăm fiecare dintre noi la un moment dat în viața noastră. Și chiar dacă în seara aceasta și în ziua de mâine ne-am adunat aici să o cinstim pe Maica Domnului, în fost și la urma urmei vorbim de adormirea Maicii Domnului. Și oricum am vrea să spunem noi, în momentul în care vorbim de adormirea Maicii Domnului, tot o moarte este. Însă este o moarte căreia i-a dat un alt sens și un cu totul alt înțeles, pentru că prin moartea sa ea s-a făcut poartă către cer și ne-a deschis calea către Împărăția lui Dumnezeu. Am citit la un moment dat o carte scrisă de Dante Alighieri, care poartă un titlu foarte interesant și anume Infernul, în care se spunea faptul că, sau el sublinea faptul că, vârsta sau viața omului este ca și curba unui arc. Că până la un moment dat, viața este ca și cum ai urca un deal, iar după încep să-l cobor. Și zicea el că curba aceasta arcului oarecum este de 70 de ani, iar el și-a inspirat cuvântul acesta din cuvântul psalmistului din psalmul 89, care zice la un moment dat că anii omului sunt, zilele omului sunt 70 de ani, iar ceea ce este mai mult decât atât este chin și durere, iar pentru cei care sunt în putere, zilele omului reprezintă 80 de ani. Și mi-am dat seama că într-adevăr, așa și este. În momentul în care ajungem să parcurgem aceste etape ale vieții, până la vârsta de 35 de ani, totul ni se pare foarte, foarte ușor. Și parcă toate evenimentele și toate lucrurile acestea pe care lumea în care trăim ni le pune înainte, ne face să ne pierdem atenția de pe cursul vieții. Și ajungem în vârful arcului, ajungem în vârful dealului, și ne dăm seama că din momentul respectiv ne îndreptăm către finalitatea vieții noastre fiecare dintre noi, că vrem să o recunoaștem, că nu vrem să o recunoaștem. Și într-adevăr am vorbit cu oameni care au trecut de peste 35 de ani și au confirmat lucrul acesta. Și am ajuns la concluzia că este mai ușor să cobori și că la un moment dat, în momentul în care ne aflăm spre finalitatea vieții noastre, ne dăm seama că mai există doar o singură speranță și aceasta este întotdeauna în Maica lui Dumnezeu și în Dumnezeul nostru. Am spus aceste lucruri deoarece în momentul în care ne apropiem sau ne gândim la acest eveniment, ne cutremurăm de-a dreptul. Pentru că vedem de-a lungul vieții noastre că este foarte ușor și că oamenii foarte ușor trec din starea aceasta de existență într-o altă stare de existență. Dar în momentul în care trebuie să punem acest episod în dreptul vieții noastre, ne cutremurăm și ne îngrozim de ceea ce urmează. Și am văzut lucrul acesta de cele mai multe ori în momentul în care am participat la mormântări. Că nici cum, mai ales atunci când moare un om tânăr, nici cum nu ne consolăm cu gândul
că persoana dragă din familia noastră nu mai este printre noi. Că orice am spune și orice ar spune Mântuitorul Hristos, nu ne consolăm cu acest gând, că El o spune la un moment dat că acesta de fapt n-a murit, ci doarme. Dar nu reușim să ne consolăm, ci din contră suntem foarte, foarte întristați. Și parcă această icoană a adormirii Maicii Domnului, pe care Mântuitorul Hristos ne pune tuturor în față, nu face altceva decât să ne arate că toată această viață noastră și că moartea nu este altceva decât o trecere. Și Mântuitorul Hristos, prin tot ceea ce a realizat El, prin moartea sa pe cruce, prin pogorârea la iad, prin învierea sa din morți, prin înălțarea la cer, nu a făcut altceva decât să ne arate de fapt lucrul acesta, că moartea este o trecere înspre viața veșnică, că este o pauză, dacă vreți, sau după cum zicea un profesor de-al meu de teologie de la Cluj, că este o virgulă în fraza veșniciei. Adică viață, viața veșnică, este moartea ca virgulă între cele două. Iubiți credincioși, mă bucur că v-ați adunat astăzi într-un număr foarte, foarte mare la Sfânta Biserică, în cadrul acestei așezământ monahal, fiindcă prin lucrul acesta arătați că sunteți aproape, așa cum i-ați fost în fiecare seară, și aici, la această Sfântă Mănăstire, Maicii Domnului. Pentru că Maica Domnului, de fapt, prin moartea ei, nu face altceva decât să ne deschidă o poartă către cer. Nu face altceva decât să ne arate faptul pe care ni l-a arătat Mântuitorul Hristos, că și El a murit și a înviat, dar s-a înălțat la cer. Și ar zice la un moment dat Mântuitorul Hristos, dacă nu mă credeți pe mine, credeți-o pe Maica mea. Că zic unii la un moment dat, păi bine, dar era Dumnezeu. Și trebuia să învie din mort, dar cum să moară Dumnezeu? Și vine Mântuitorul Hristos și ne spune, dacă nu mă credeți pe mine, credeți-o pe Maica mea. Pentru că și ea a fost una ca și voi și a avut o moarte la fel cum o are orice muritor, dar cu toate acestea, prin curăția și prin gingășia sufletului ei, s-a înfrenicit într-adevăr să ajungă în împărăția mea. Și nu știu dacă ați fost atenți așa când mergeți prin biserică, dar și aici dacă priviți și în general înspre toate icoanele în care se află Maica Domnului, ea nu se află niciodată singură, ci întotdeauna sau majoritatea cazurilor se află în brațe cu pruncul Iisus și parcă șoptește ceva în momentul în care arată cu mâna dreaptă înspre el. Și se vede și în icoană din dreapta mea. Și spune un singur lucru și transmite un mesaj: faceți ceea ce vă va spune. Cine? El. Adică Fiul meu. Și asta foarte mult timp și m-am gândit, cine spune de fapt Hristos? Că El ne spune multe. Și în seara aceasta vreau să vă pun la suflet un lucru pe care să-l țineți minte și să știți și să mergeți de aici cu următoarea idee, că Hristos în seara aceasta ne spune tuturor și tuturor celor care purtăm numele acesta de creștini și tuturor celor care cercetăm Biserica lui Dumnezeu și tuturor celor care ne mai nevoim și care ne mai rugăm și care mai ținem post și tuturor celor care mai întind mâna și ajută și pe cei care nu au, ne spune următorul lucru: oameni buni, nu vă pierdeți puterea. Că noi de-a lungul timpului, și ați văzut fiecare dintre dumneavoastră în viețile dumneavoastră, am pierdut mult. Și parcă de la an la an pierdem tot mai mult. Dar uităm un lucru, că Dumnezeu ne-a înzestrat cu o putere extraordinară. Iar puterea aceasta extraordinară este puterea Duhului Său Celui Sfânt, pe care încă de la botez o avem în sufletele noastre. Eu am spus anul trecut, când am fost la Schitul Marca, că trebuie să ne raportăm la Fecioara Maria nu doar ca una care l-a născut trupește pe Mântuitorul Hristos. Trebuie să ținem minte un lucru, că puterea aceasta a Duhului Sfânt care se slăjuiește în sufletul nostru încă de la botez, o putem pierde. Și atât de ușor o putem pierde că nici nu ne dăm seama de-a lungul timpului, dar simțim un gol în suflet.
simțim la un moment dat în viața noastră că ceva nu ne mai mulțumește, că nu mai avem nicio trăire în momentul în care intrăm în biserică, sau în momentul în care ieșim din biserică și vedeți că întotdeauna slujba Sfintei Liturghii începe cu acel mesaj de pace. În pace Domnului să ne rugăm și preotul zice la un moment dat pace tuturor și cu pace să ieșim Domnului în altă rugăciune pentru dânsa către Fiul ei, ca să o țină mult timp în putere și să vă primească de fiecare dată cu căldură. Pentru că știți foarte bine că, și nu cred că ați văzut-o pe Maica Stareță vreodată să fie supărată, ci întotdeauna o vedeți cu zâmbetul pe buze și bucuroasă de faptul că veniți aici ca să vă încărcați din nou sufletele, ca să putem ieși în această lume, într-adevăr, ca și apostola lui Dumnezeu. Așa că să o țină Dumnezeu, să vă țină și pe dumneavoastră și de fiecare dată să ne vedem cu bine. De aceea zicem împreună, Maica Domnului, fii cu noi și ne păzește în vecii vecilor. Amin. Mâine va fi prezent aici Părintele Consilier Cultural Mihai Dobocan în continuare și alături de un sobor de preot va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Iar cei care ați venit astăzi, încercați să veniți și mâine, ca să vă întâlniți cu Fecioara Maria și să-i spuneți oful pe care îl aveți și să primiți binecuvântarea ei cea cerească. Amin, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, mulțumim Preacucernicului Părinte, secretar al Sfintei Episcopii, a noastră a sălajului, Părintele Ionică Torcoș. Mulțumim Preacucernicului Părinte, consilier cultural, care a venit și de data aceasta să ne aducă bucurie și binecuvântările Preasfințitului nostru, care îi dus la altă mănăstire. Și însă, în data de 29, ține să vă anunțăm că va fi Preasfințitul cu părinții din nou. Ne revedem luna aceasta aici, cu bucuria asta sfântă și cerească. Dragii mei, ce să zic eu? Mulțumim tuturor, dar tuturor, și la micuța, la micuț de un an sau de câteva luni cu care ați venit, și la atâtea sufletele cât i-ați calcat pragul acestui sfânt lăcaș, că mă uitam și spuneam la cineva din America astăzi, o să vedeți că aici, români de-ai noștri din America, din California, care mă primesc cu atâta drag acolo, toți românii noștri, și în America, și în Canada. Și zic, dragii mei, stați și participați la tot, că nu o să vedeți decât masă de creștini și copaci de la jumătate în sus. E restul, nu se mai vede pământ. Numai creștini. Asta e bucuria mea, cum spune Părintele de Iacob. Dragii mei, luna aceasta sunt 27 de ani de când am venit aici, de la Prislop. Și în acești 27 de ani au trecut multe, peste noi și peste dumneavoastră și peste toți, dar Dumnezeu ne-a lăsat și ne-a îngăduit și ne-a mai răbdat cu toate greutățile și păcatele lumii. Aici ai minune. Știți ce a spus un părinte odată la Nicula? Când mi-era așa lume și acolo, când mere lume multă, și atât mai ține Dumnezeu lumea, până o să vedeți creștinii aici, cum îi vedem și aici la noi astăzi, în această Sfântă Mănăstire. Nu avem deznădejde în sufletele noastre. Mă gândeam când cântați cu toții și când ați rostit rugăciunea Tatăl nostru cu toții, cu părinții, a zis să vă ajute Dumnezeu la toți și la toți cât suntem aici și cât suntem în toate mănăstirile din Ardeal și din țara asta și din lumea întreagă, să fim uniți în rugăciune, cum a spus Părintele Diacon. Părintele Diacon v-a spus lucruri mari, dacă ați luat aminte. Să nu-L pierdem pe Dumnezeu și pe Maica sa din sufletul nostru. Dragii mei,
Gândiți-vă și hai să facem o hotărâre. Tăți cât suntem numai aici, să ne punem pe rugăciuni, că atunci se vor împuțina fără de legile, se vor împuțina păcatele desprâului, a forturilor, a urii, a dușmăniei și a păcatelor grele cât e să fac pe pământ. Mă întreba cineva, cât mai ține Maica Stariță în vremurile astea? Știți cât ori mai ține? Am zis și vă spun și acei. Când rugăciunile noastre a creștinilor vor depăși păcatele celor murți și fără de legile cele grele de pe pământ, atunci mai aveți speranță. Astăzi prezența la atâta mare de lume ce sunteți aici și în alte biserici și mănăstiri din țară și din lume, depășesc dacă ne-a rugat cum a spus Părintele Diacon cu toată inima. Așa ajung rugăciunile noastre la Dumnezeu, pentru că Maica lui Dumnezeu e cel mai puternic avocat în fața tronului judecătorului lumii, a lui Iisus și a Sfintei Treimi. Dragii mei, atâția cât suntem, luați o hotărâre, cum am spus înainte, să ne rugăm, să ne facem rânduială în casa sufletului și în casa noastră. Părinți, puneți-vă în genunchi cu copiii, în fața icoanelor, în fața Maicii lui Dumnezeu. Că aveți bucurii, că aveți năcazuri, rugați-vă. Că așa o zis Părintele Arsenie, dragii mei, atât mai ține Dumnezeu lumea până mai este cineva care ține legătură cu El. Și acei cineva să fim toți că suntem aici. Așa vom aduce, cum zicea Părintele Arsenie, cu faptele noastre și gândurile noastre bune și rugăciunile noastre, atragem asupra noastră și a lumii întregi binecuvântare, iar dacă sunt păcate grele care le vedem pe pământ, atragem pustiire și blestem. Eu mă iertați când mă pornesc, nu mai pot opri. Mulțumim preacucernicilor părinți, îi așteptăm cu drag și mâine, mulțumim preacucernicilor părinți care au participat la Sfânta Slujba de seară și îi așteptăm și mâini cât s-or putea vini. Că noi așa suntem văduviți de preoți la Sfântă Mărie Mare, că preoții tăți sunt parohiile lor și noi suntem puțini. Dar bine că sunteți dumneavoastră mulți și îngerile dumneavoastră, câți îngeri avem la atâția cât suntem aici. Deci, aici, cum a spus Părintele, suntem uniți cu cerul. Vă dorim o noapte bună și putere de rugăciune în continuare, că vin prohodul și vin dezlegările, să nu merez până nu se fac dezlegările Sfântului Vasile. Și dimineața vine și la Sfântul Mazu, că care cum puteți de repede, că e bine să participați. O viață cu Dumnezeu vă doresc! Sfânta mântuire să vă dea Dumnezeu la toată familia, la fiecare și la tot neamul dumneavoastră, la toți. Nu, pentru mine, acum, în clipa asta, când vă văd atât de mulți, este o naștere din nou la viața asta pământească. M-ați reînviat sufletește. Nu am cuvinte. Clipa și momentul ăsta, n-aș vrea imaginea asta să se șteargă din sufletul meu și al vostru niciodată. Doar acolo, în ceruri, așa cum suntem amu, să ne ducem cu toți. Vă iubesc!